Bine ați revenit! Toate fenomenele pe care le observăm au loc în spațiu și în timp, adică se petrec într-un anumit volum și au o anumită durată. Am vorbit despre timp în materialul cu același nume și sper că am demonstrat acolo că lucrurile nu sunt nici simple și nici clare în legătură cu timpul. Ați vrea să arăt că nici în cazul spațiului lucrurile nu stau mai bine. Iar la sfârșit voi încerca să explic de ce, ca și în cazul timpului de altfel, nu putem înțelege spațiul decât intuitiv, fără să-l putem defini. Din antichitate și până în secolul 20, spațiul și timpul au fost considerate ca fiind cadrul în care se desfășoară fenomenele naturale și atât. Un cadru cu caracter absolut. În cazul spațiului, acest caracter absolut înseamnă că distanțele dintre corpuri, precum și dimensiunile corpurilor, sunt aceleași oriunde și nu depind de cine, cum și din ce sistem de referință le măsoară. Dar, cu tot acest caracter absolut, atât timpul cât și spațiul refuză orice încercare de a le defini riguros. Lucru cu atât mai ciudat, cu cât toți știm ce este spațiul și ce este timpul, nu trebuie să ne explice cineva aceste lucruri. Faptul că nu numai timpul, ci și spațiul este greu de înțeles rațional, este dovedit deja de cel mai vechi tratat de matematică care merită acest nume, Elementele lui Euclid, lucrare scrisă cu vreo 300 de ani înainte de Hristos. Este prima expunere sistematică a geometriei și una dintre primele 10 într-un clasament al cărților care au influențat lumea, probabil chiar pe locul întâi, dacă ne referim la cărțile care au influențat gândirea, matematica, știința și logica. Euclid, pentru că încearcă să definească și să demonstreze tot ceea ce afirmă, dă următoarea definiție pentru punct și mă folosesc acum de mai multe traduceri ale textului, spune cam așa, este acel, spunem noi, element geometric care nu are întindere, lățime, suprafață, nu are părți. Azi se spune că punctul este elementul geometric zero-dimensional, adică fără dimensiuni. Dar apare imediat următoarea întrebare. Cum poate să existe ceva fără dimensiuni? Adică fără să aibă o întindere spațială, fără să ocupe o parte din spațiu. Pot exista lucruri în afara spațiului? Dacă răspundem da, atunci apare altă întrebare, și anume, unde există aceste lucruri care nu se găsesc în spațiu? Unde sunt ele? Unde există puncte, dacă în spațiu nu există? Iar dacă răspundem nu, adică presupunem că punctele au o existență reală în spațiu, atunci avem o problemă și mai mare, deoarece presupunem că dreapta este alcătuită din puncte. În matematică spunem mereu, în punctul A al dreptei cutare, sau dreptele au un punct comun, punctul B și așa mai departe. Dar cum poate fi o dreaptă alcătuită din puncte? Dacă punctele n-au dimensiuni, degeaba am oricâte puncte, nu pot să fac o dreaptă. Nu pot să fac nici măcar un segment oricât de scurt, deoarece nimic, tot nimic rămâne, chiar luat de 1000 de ori, chiar luat de 1 milion de ori, chiar luat de 1 miliard de ori. Degeaba pun nimic lângă nimic, tot cu nimic rămân. Și atunci, dreapta este tot nimic, ca și punctul. Dar mergând mai departe cu raționamentul, lucrurile devin și mai ciudate, deoarece pot spune în continuare că, așa cum dreapta este alcătuită din puncte, planul este alcătuit din drepte, iar spațiul este alcătuit din plane. Așa că, până la urmă, ajung la concluzia că spațiul tot este alcătuit din puncte, adică din elemente fără dimensiuni. Dar cum putem obține dimensiuni din elemente fără dimensiuni? Matematica are un truc pentru astfel de cazuri, spunându-ne că produsul 0 ori infinit este un caz de nedeterminare.
Adică 0 înmulțit cu infinit nu mai e 0, ci poate fi oricât. Poate fi 5, poate fi 149, poate fi 127.399.405, poate fi cât vrem. Dar are sens să aplicăm nedeterminarea matematică în realitatea fizică? De fapt, problema care apare când încercăm să definim punctul, dreapta, planul, spațiul, timpul, este de fapt mult mai generală. Și anume este aceea că nici matematica, nici fizica nu studiază ce sunt lucrurile. Și asta deoarece întrebarea ce este ceva produce întotdeauna un șir de întrebări care se termină într-un cerc vicios. Vă dau un exemplu de posibile întrebări și răspunsuri. Ce este fierul? Fierul este un element chimic. Ce este un element chimic? Un element chimic este o specie de atomi care are un anumit număr de protoni în nucleu. Ce este atomul? Cred că e clar că pot urma întrebări despre electroni, despre protoni, despre nucleul atomic și că aceste întrebări vor aduce alte și alte întrebări. Dar merg aceste întrebări la nesfârșit? Nu. Întotdeauna ajungem la ceva ce nu putem defini. De pildă, șirul de întrebări pe care vi l-am dat ca exemplu ar duce mai devreme sau mai târziu la noțiunea de particulă elementară. Și s-ar putea termina în felul următor. Ce sunt particulele elementare? Sunt pachete de unde care se propagă prin câmpurile cuantice din univers. Ce sunt aceste câmpuri cuantice? Gata, aici s-a terminat. Deoarece nu pot să răspund decât că sunt suportul pachetelor de unde pe care le numim particule elementare și am ajuns la un cerc vicios. Tocmai din această cauză, matematica și fizica nu studiază ce sunt lucrurile, ci ceea ce fac ele, adică proprietățile lor. Vă dau un exemplu din fizică, sarcina electrică. Să punem întrebarea, ce este sarcina electrică? Știți care este răspunsul fizicianului? Acela că sarcina electrică este proprietatea unor particule de a putea interacționa între ele mult mai puternic decât gravitațional prin intermediul unor câmpuri pe care le numim câmpuri electrice. Ați observat că răspunsul nu ne spune ce este sarcina electrică, ci ce face ea, ce efect are ea. Acum să ne întoarcem la spațiu. Există, ca și în cazul timpului, două posibilități. Prima, spațiul are o existență reală, iar creierul nostru nu face decât să reflecte acest spațiu, așa cum reflectă toate celelalte fenomene și obiecte. Acesta este cazul materialismului. A doua posibilitate, spațiul există doar în mintea noastră, fiind o construcție a creierului. Acesta este cazul idealismului. Să începem cu materialismul. Dacă spațiul există cu adevărat în realitatea fizică, atunci el împreună cu timpul sunt probabil formele universale de existență ale materiei, pentru că nu ne putem imagina existența materiei în afara spațiului și timpului. Mai mult, fenomenele fizice fundamentale, cele care stau la baza tuturor fenomenelor fizice, și anume interacțiunea și mișcarea, presupun ambele, atât spațiu cât și timp. Spațiul se referă la extinderea fenomenelor și obiectelor, precum și la pozițiile lor relative la un moment dat. De pildă, sus, la dreapta, la stânga, jos, deasupra, în fața, în spatele și așa mai departe. Într-o lume materială, totul are o extindere spațială și o durată. Totul, inclusiv gândurile și sentimentele, doar că deocamdată nu știm noi să le analizăm, să le interpretăm în acest mod. Dar ce este punctul în acest caz?
Punctul nu este decât un model, așa cum este tot ceea ce studiază fizica. Pentru că un alt lucru interesant în legătură cu fizica este acela că ea nu studiază obiecte și fenomene, ci modele ale acestora. Și asta pentru că toate fenomenele presupun, dacă nu o infinitate de interacțiuni, măcar un număr enorm de interacțiuni. Și din această cauză nu putem studia complet, exhaustiv un fenomen. Trebuie întotdeauna să-l simplificăm printr-un model. Și apoi studiem modelul. Prețul este acela că dacă facem calcule și de cele mai multe ori trebuie să facem și calcule, rezultatele vor fi întotdeauna aproximative. Dar avem și o veste bună. Putem să facem calculele cu o precizie, practic, oricât de mare, folosind modele tot mai complexe și teorii tot mai exacte. Voi vorbi despre acest mod de lucru al fizicii într-un alt material. Așa facem și cu spațiul. Vorbim despre puncte, drepte, plane, ne folosim de modele simplificate. Așa că putem spune că punctul fără dimensiuni este modelul idealizat al unei suprafețe atât de mici încât aria ei nu mai contează. Dar, deși nu putem defini spațiul, ci doar unele modele ale lui, putem discuta despre proprietățile lui. De pildă, despre faptul că este tridimensional, în sensul că nu putem construi decât trei drepte concurente, astfel încât fiecare să fie perpendiculară pe celelalte. Sau putem, folosind teoria relativității, să calculăm așa numita contracție relativistă, care ne arată cum influențează mișcarea spațiul, ceea ce înseamnă că acesta nu are un caracter absolut așa cum s-a crezut atâta timp. Newton credea că spațiul există independent de materie și că dacă am putea înlătura toată materia din univers, am rămâne cu un univers gol, dar spațiul și timpul ar continua să existe. Dar teoria relativității ne arată că există o strânsă legătură între substanță și energie pe de o parte și spațiu și timp pe de altă parte. Ceea ce ne face să înțelegem azi spațiul și timpul ca forme de existență a materiei și de asemenea să înțelegem că în absența materiei n-ar exista nici spațiu și nici timp. Nu poate deci exista un univers în care nu se găsește nimic. O altă dovadă că nimicul nu există, am vorbit despre acest lucru în videoclipul despre nimic. Mai rămâne să aflăm, dacă vom putea, dacă spațiul este finit sau infinit. De fapt, dacă ținem seama de relația atât de strânsă dintre materie și spațiu, dacă universul este finit sau infinit. De asemenea, mai trebuie să aflăm dacă spațiul este cuantificat sau nu. Dacă există în realitate echivalentul pixelului de pe ecranul monitorului sau televizorului, adică dacă există cel mai mic volum posibil. Am vorbit despre astfel de lucruri în videoclipul Unități Planck. Găsiți ca de obicei toate linkurile în descriere. Acum să vedem cum stau lucrurile în cazul idealismului. De fapt, aici avem în mare două concepții posibile. Prima este solipsismul, care spune că nu există nimic în sens fizic. Nu există o realitate fizică. Nimic n-are o existență materială, deci evident nici spațiul și timpul. Sau, în cel mai puțin radical caz, susține că nu există nimic independent de conștiința noastră. Nu voi vorbi despre această concepție, deoarece este una radicală, căreia îi se pot aduce și i s-au adus de-a lungul timpului multe critici. Dar mai avem idealismul transcendental al lui Kant. Kant spune că pentru a înțelege ideea de distanță, de pildă sensul afirmației aceste două obiecte sunt aproape unul de altul sau sunt departe unul de altul, trebuie să te naști cu conceptul de spațiu.
trebuie să ai o înțelegere intuitivă a spațiului înainte chiar de a avea percepții și de a experimenta lumea înconjurătoare. Putem face o analogie cu calculatorul. Calculatorul are memorie și hard disk și îl putem învăța să facă de toate, cam tot ce vrem, în funcție de ce program îi încărcăm în memorie. Dar are și o memorie ROM, cu care vine din fabrică, cea care conține informația non-volatilă și îi permite microprocesorului să se inițializeze și să se pregătească de lucru și de comunicat cu restul electronicii și cu exteriorul. După Kant, și creierul are o cunoaștere pe care nu o capătă prin experiență, ci care precede experiența, fiind deci transcendentală acesteia. Și această cunoaștere nu se referă la fenomene și obiecte, ci la modul în care putem cunoaște și înțelege unele lucruri, adică condiționează cunoașterea. Deci o explicație a faptului că nu putem defini unele lucruri, cum ar fi spațiul, ar fi aceea că acestea stau la baza cunoașterii noastre. Sunt aspecte ale realității subiective pe care le cunoaștem intuitiv, chiar înainte de a le experimenta și care ne permit să ordonăm și să dăm sens informației care ajunge la creier prin simțuri. Altfel spus, deoarece nu cunoaștem spațiul prin raționamente sau prin experiență, este imposibilă înțelegerea lui pe cale rațională. După Kant, spațiul, timpul și cauzalitatea formează împreună cadrul specific creierului care e necesar ca să avem un sens pentru informația pe care o căpătăm din exterior prin simțuri. Dacă acceptăm acest punct de vedere, n-are rost nici măcar să încercăm să definim spațiul și timpul, deoarece aceste noțiuni nu au un echivalent în realitatea fizică. Nu există spațiu și timp în realitatea fizică. Dacă vi se pare greu de crezut așa ceva, puteți face o analogie cu un disc de patefon pe care a fost înregistrată muzică. Discul este analogul realității fizice. Dar conține el muzică în absența unui patefon? Nu. Ca să producă muzică, e nevoie de un aparat care produce spațiu, în cazul nostru lungimea șanțului pe care se mișcă acul patefonului, și timp, deoarece rotația discului dă o durată deplasării acului. Discul conține doar informația necesară pentru a se produce muzică, nu muzică în sine. E nevoie de un patefon ca să obținem și muzica. La fel, poate că ceea ce numim realitate fizică conține doar informație, dar pentru ca aceasta să se manifeste ca realitate subiectivă, este nevoie de un creier care să ordoneze această informație în spațiu și în timp. Concluzia. Nu putem defini spațiul în niciuna dintre cele două cazuri, nici în materialism, nici în idealism. În cazul materialismului nu-l putem defini, deoarece reprezintă împreună cu timpul o formă universală fundamentală de existența materiei și nu putem înțelege rațional esența lucrurilor. Nu putem înțelege ce sunt ele. Tot ceea ce putem face este să elaborăm modele. În cazul idealismului, nu-l putem defini deoarece nu-l cunoaștem prin experiență și rațiune, ci doar intuitiv, fiind doar un cadru necesar pentru a face ordine în percepțiile noastre. Dacă ați avut impresia că spațiul este mai ușor de înțeles decât timpul, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!